عمليه لو لهم 100 مليون ان بكره اشتغلت عمليه من امريكا هاوس كلا نيويورك نو لا جرام بيستو și am fost mai de mult la frățiorul lui la Svento by Gram, e acum am venit și la Gram, care este de mai de mult pe piață. Am venit să încerc și mic dejunul lor. Voi să vedeți acest episod chiar în ajunul Crăciunului. Așa că o să vă urez acum la început să aveți sărbători frumoase, chestiile alea știți voi de să urează de Crăciun. De pași zic că să faceți fericit de Crăciun, nu știu ce să faceți. Da, hai să vedem ce avem de mâncare și ce povești avem. Acesta este meniul foarte drăguț de la Gram și se servește de la 8:30 la ora 11. Mi-am comandat un platou de toate, așa, un platouaș de dimineață cu diverse brânzeturi și m-am gândit să vă povestesc despre brânza cu mucegai albastru. Adică brânza aia puturoasă și foarte gustoasă, care are cele mai cunoscute variante gorgonzola, Roquefort și Stilton. Dar în afară de ele au mai apărut multe alte variante. Cea mai veche este Roquefort, care a apărut undeva prin secolul 1 după Hristos. Și este o poveste din asta romanțată cu un ciopan care s-a dus o tipă și a uitat în peștera în care își ținea brânza o bucată de pâine și pâinea a mucegăit și mucegaiul a ajuns în brânză și după aceea s-a întors el după câteva luni, a constatat că brânza lui este altfel decât se aștepta și i-a plăcut. Bun, asta este povestea romanțată, nu știm exact ce s-a întâmplat, cert este că de prin secolul 1 oamenii tot consumă în sudul Franței, în zona Roquefort, pentru că acolo, pentru că de asta se numește brânza așa cum i-a luat numele zonei. Este unul din produsele de denumire controlată din Franța, este printre primele produse, de fapt, această denumire controlată și nu poți să produci Roquefort în afara Roquefortului, în afara zonei Avellon, poate se numește zona. Gorgonzola la fel, nu poți să o produci decât în zona Gorgonzola din Italia. Diferența între Roquefort și Gorgonzola este că la Roquefort, ideea e în felul următor. Ca să poată să pătrundă mucegaiul, arată puțin spre brânza asta, ca să poată să pătrundă mucegaiul în interior, trebuie să aibă aer. Și aerul se obține prin ce băgat. Deci la ora și-a băgat mâneca în cappuccino, e ok. Vrei să te primești pe tine ce prost ai făcut, nu vrei bine. Deci ca să poată să mucegăiască în interior, trebuie să aibă aer, oxigen. Și atunci brânza se injectează cu spori de penicilină, pentru că asta este un mucegai cel de penicilină. Și după aceea se înțeapă ca să poată să pătrundă aerul. Diferența, cum vă ziceam, între Roquefort și Gorgonzola este că la Roquefort se injectează acești spori în brânză, în timp ce la Gorgonzola, la început, când este laptele și se pregătește să fie pus la prins pentru a se face brânza, se introduc spori. Mai este și Stiltonul, care este britanică. În afară de asta au mai apărut o felul de alte brânzeturi. Astea de denumire controlată, ca să zic așa, continuă să fie lăsate la învechit în peșteri. Restul se întâmplă și în spații controlate. De exemplu, am fost în vară la o fabrică nouă de produse lactate, la lăptăria Prima, și aveau acolo o cameră care imita toate condițiile unei peșteri, astfel încât să poată să facă brânză cu mucegai de diverse tipuri. Deci ziceam că este brânza cu mucegai albastru, cu mucegai alb care e diferit, cum e briu sau camembert. Și există și variantele de brânzeturi cu mucegai alb și albastru, cum este asta, de exemplu. Altceva
nu cred că vă mai spun. Ah, ba, da, pot să vă mai spun că se poate face din orice tip de lapte, și de vacă, și de capră, și de oaie, și de mulință, care pare și cu milă, să faci cu mucegai. Hai să mâncăm pe asta, că mi se răcesc ochiurile și măcar de ele și revenim la sfârșit. Și uite că luându-mă iarăși cu poveștile cu Laura, chiar am uitat să-mi fac încheierea, așa cum mă filmez din nou singură. Să aveți un Crăciun frumos și să ne vedem. Ba nu, ne mai vedem o dată până la anul, așa că până atunci, alămii!